Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi aș dori să discutăm despre un subiect destul de important, care de multe ori este analizat, discutat, dar astăzi aș vrea să trecem în revistă absolut toate aspectele sau majoritatea aspectelor legat de sectorul nebancar din Republica Moldova. Vom vorbi ce înseamnă sectorul nebancar, doar pe scurt vă spun, aici sunt companiile care oferă credite în afară de bănci. În Republica Moldova avem două tipuri de instituții. Bănci care oferă creditele cetățenilor și ele sunt cele mai mari, reprezintă ca 80% din toți banii dați cetățenilor Republicii Moldova și câteva tipuri de companii nebancare care tot ne creditează. Deci este important să discutăm acest lucru din câteva elemente. În primul rând, în trimestrul 3 al acestui an, sectorul nebancar a reușit să recupereze, să zicem așa, au reușit să ne demonstreze că se recuperează destul de rapid după stagnarea din 2020. Anul trecut, după mulți ani de zile, acest sector practic nu a înregistrat creștere. Vom discuta din ce cauză. Însă, chiar dacă el crește, cedează destul de puternic în fața sectorului bancar, ori băncile acăparează din ce în ce mai mare piață sau, altfel spus, viața de glorie a sectorului nebancar, companiile nebancare care au dezvoltat puternic în anii de criză, după anul 2014, după criza bancară, când sectorul nebancar a reușit să crească destul de puternic, să cucerească o cotă importantă de piață, anii de glorie se pare că s-au dus. În prezent, băncile duc o politică, aș spune chiar destul de agresiv în ceea ce înseamnă atragerea creditelor, în special de partea persoanelor fizice. Vreau să vă spun că în prezent portofoliul de credite oferit persoanelor fizice din sectorul bancar și nebancar luat împreună se apropie de 50%. Asta înseamnă că fiecare a doilea leu dat sub formă de credit este dat persoanelor fizice, fie pentru consum, fie pentru procurare de imobil sau fie pentru inițierea unei afaceri. Despre creditarea persoanelor fizice am vorbit mai de mult, astăzi aș vrea să vorbim despre sectorul nebancar. Înainte de a trece la sectorul nebancar, ca întotdeauna vreau să trecem în revistă în general care este situația în domeniul creditării în Republica Moldova și dacă vă uitați atent, noi la ziua de astăzi volumul de credite oferit de către toate tipuri de instituții financiare Republica Moldova, în trimestrul TEO depășește 65 de miliarde de lei. Deci este o creștere destul de semnificativă, mult mai mult decât recordul absolut care a fost în 2014. Dar aici trebuie să dăm o nuanță. Lângă cifrele absolute care ne arată care este volumul de credite, noi toți ne dăm seama că contextul economic era diferit atunci față de acum. Din acest motiv, pentru a vedea cât de mult penetrează sectorul financiar economia națională, cel mai corect este să raportăm volumul de credite la economia, la produsul intern brut. Dacă ne uităm după acest indicator, atunci noi vom observa că în anul 2021, în luna septembrie, volumul total de credite oferite economiei este egal cu 29,2% din PIB. Este mai mult decât minimul din 2017. Însă, dacă observați atent, mai avem încă destul de mult până ce vom ajunge la maxima istorică din 2013, când volumul total de credit era 38%. E mult sau e puțin 38%? În general, se consideră că o economie în curs de dezvoltare, cum este aceea a Republicii Moldova, ar fi bine ca volumul de credit care este oferit economiei să fie cel puțin 60% din produs intern brut. Deci noi, în prezent, avem cam jumătate de cât ar trebui să fie. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Nu din cauza sistemului bancar, că este slab. Și aici este o problemă. Am avut ani de zile când creditele erau la dobânzi foarte mari, însă, datorită faptului că s-a acționat, s-a reușit reducerea acestor dobânzi, despre aceasta poate vom vorbi cu altă ocazie. Cu toate acestea, în prezent, băncile au peste 30 de miliarde de lei pe care noi utilizează. Mai mult ca atâta, agenții economici dețin în bănci tot aproape 30 de miliarde de lei banii lor proprii. Deci economia nu doar că nu ia credite, dar și banii lor nu utilizează. Deci aici este o problemă complexă, dislăbiciunea economiei noastre, care nu are capacitatea de a absorbi nici resursele financiare proprii, dar nici resurse creditare. Dar haideți să ne întoarcem la sectorul nebancar. Astăzi nu vorbim despre bănci, astăzi vorbim despre acel sector cu unde vedeți zilnic publicitate, fie la televizor, fie pe drumuri, și acest sector am putea să-l împărțim în trei direcții, în trei domenii
distincte. Sper că vedeți acum în spatele meu. Deci primele sunt asociații de economie și împrumuturi. Acestea sunt companii micuți, de regulă, în sectorul rural, care, pe de o parte, acumulează bani de la oameni din sat, pe de altă parte, le oferă credit. Ei oferă în prezent, portofoliul lor total de credit este de 1,1 miliarde de lei. Pe al doilea grup mare sunt în prezent, le sumiesc organizații de creditare nebancară sau, înainte, mi-a spus eu, companii de microfinanțare. Ele pot fi împărțite în două. Cele care oferă credite și ele, în prezent, portofoliul lor este de 9,4 miliarde de lei sau 80% din toți banii sunt oferite de aceste companii și companiile care oferă leasing. De regulă, leasing-ul este fie pentru procurarea utilajelor, fie pentru procurarea de autoturisme. El este oferit atât persoanelor fizici cât persoanelor juridice. Deci astfel avem, practic, trei tipuri de companii. Asociații de economie și împrumuturi, de regulă, în zona rurală, companii de leasing și cel mai mare sunt organizații de creditare nebancare care oferă credite. Însă, piața este destul de concentrată. Dacă ne uităm atent, vedem că primele 5 companii din listă oferă aproape jumătate din tot volumul de credit. 5,8 miliarde de lei este oferit de primele 5 companii cele mai mari. Pe locul 2, dacă ne uităm, următoarele 10 companii oferă 3 miliarde de lei. Și 350 de companii care urmează după acestea 15 oferă în total 3,2 miliarde de lei. Altfel spus, din cei 12 miliarde de lei, 75% este oferit de 15 companii, iar 25% de rest 350 de companii. Deci piața de credite nebancare este destul de concentrată și dacă noi în prezent vom asista la un proces prin care avem o situație interesantă, nu o bancă cumpără o companie de microfinanțare, dar o companie de microfinanțare cumpără o bancă, cel mai probabil piața de microfinanțare va scădea destul de puternic și noi vom avea o concentrare mai mare în sectorul bancar. Dacă ne uităm atent, sectorul acesta nebancar, care este format din trei tipuri de companii, anul trecut a avut o stagnare cea mai mare din ultimii 10 ani de zile. Deci dacă în mod normal ritmul de creștere a portofoliului de credite în ultimii ani a fost 1, iar în 2018 2,4 miliarde de lei, atunci anul trecut creșterea a fost de 280 de milioane de lei, cea mai mică creștere. Practic, sectorul a stagnat și este legată de criza din 2020, care de fapt a lovit în sectorul nebancar, dar nu și în sectorul bancar. Sectorul bancar anul trecut a dat foarte activ credite, iar sectorul nebancar anul trecut a înregistrat o stagnare destul de puternică, iar anul acesta noi asistăm la o recuperare destul de bună. Deja avem ne apropiem de 1,5 miliarde de lei, peste 1,4, ne apropiem de 1,5 miliarde de lei, portofoliul de credit e crescut în doar 9 luni de zile. Deci acest sector, spre deosebire de sectorul bancar, a suferit anul trecut destul de mult. Din ce cauză? Eu văd aici două motive. Primul motiv este legat de faptul că băncile în prezent sunt foarte agresive în ceea ce înseamnă atragerea persoanelor fizice. Ori sectorul nebancar lucrează în mod special pe persoanele fizice. 1 și 2, totuși dobânzile la sectorul bancar sunt cu mult mai competitive decât în sectorul nebancar și în condițiile în care este ușor să obții un credit din sectorul bancar, mulți deja se dezic de creditele de la sectorul nebancar. Din acest motiv, companiile nebancare trebuie să treacă și ele prin proces de transformare ca să câștige competiția în raport cu băncile, în caz contrar ele riscă să pierdă din cota de piață. Dacă ne uităm atent de pe sectorul nebancar, atunci vom vedea următoarea tipuri de credite, vom vedea că, de fapt, tot ce s-a întâmplat anul trecut și tot ce se întâmplă în acest an, situația, de fapt, tot jocul este făcut de companiile de microfinanțare, cum le spuneam noi, sau companiile, organizațiile nebancare care oferă credite. Ele au cel mai mare portofoliu, în prezent a ajuns la 9,4 miliarde de lei, din 12 miliarde, 9,4 miliarde sunt date de organizații nebancare care oferă credite, iar atât asociații de economie și împrumuturi, cât și companiile de leasing, portofoliul lor rămâne neschimbat pe parcursul la mai mulți ani de zile. La companiile de leasing, portofoliul de credit deja pe parcursul practic a 5 ani de zile este la nivel de 1,5 miliarde de lei, la asociațiile de economie și împrumuturi circa 1 miliard de lei. De fapt, noi, atât asociații de economie și împrumuturi, cât și companiile de leasing s-au plafonat în creșterea lor, stagnează la acest nivel și unii cu cine crește sunt organizațiile nebancare care oferă credit și în baza lor și are loc majorarea.
Pentru a înțelege mai bine stagnarea de anul trecut, am considerat util să vă ofer așa un grafic care ne arată volumul de credite lunare, care portofoliul de credite care crește în sectorul nebancar pentru fiecare lună. Recordul a fost obținut în 2018. Atunci, portofoliul de credite lunar creștea cu aproape 200 de milioane de lei, o cifră dublă față de anii precedenți. Anul trecut noi am avut o scădere dramatică. Deci în 2019 am avut o încetinire a creșterii, doar 100 de milioane, în 2020 scăderea a fost de 4 ori și anul acesta avem o recuperare, este cel mai mare nivel de credite luate de către cetățeni, cu excepția anului 2018. Și aici vorbim de sectorul nebancar. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit că în sectorul bancar anul acesta vom avea record absolut după volumul de credite luate de cetățeni. Raportat la produsul intern brut, sectorul nebancar a ajuns deja la nivelul de 5,4% din PIB. Eu mi-aduc aminte vremurile când noi visam ca sectorul nebancar să aibă 2-3% din PIB. Uitați-vă, când în 2015 am ajuns la 3% din PIB, de la practic de timp de 15 ani de zile acest sector a ajuns până la 3% din PIB și acum în 5 ani de zile practic s-a dublat, însă după cum vedeți, începând cu anul 2019 acest lucru s-a încetinit. De ce s-a întâmplat acest lucru? După criza bancară din 2014, sectorul nebancar a cunoscut perioada de cea mai mare, de glorie. În special s-a văzut anul 2018, atunci când la noi în general s-a intensificat procesul de luare credite. Atunci a crescut atât sectorul bancar, cât și sectorul nebancar. Însă, după aceasta, băncile au devenit cu mult mai active și, de fapt, începând cu anul 2019, băncile își recuperează înapoi din piața pe care au pierdut-o ei. Ca să vedeți acest lucru, am luat și vă prezint un grafic care este ponderea creditelor oferite de sectorul nebancar în totalul creditelor pe care le iau atât cetățenii cât și agenții economici. Dacă observați atent, ponderea acestui sector până la criza bancară era la nivel de 7,5%. Deci, practic, unul din 13-14 lei era dat de către sectorul nebancar, restul era dat de către bănci. Odată când am avut criza, băncile și-au încetinit procesul de creditare, sectorul nebancar a avansat puternic și recordul absolut a fost deținut în 2018 când volumul de credite oferit de ei a ajuns la 20,4%. 2019 a fost primul clopoțel de stagnare când acest indicator nu a crescut, că a înregistrat o ușoară scădere. 2020 am avut o scădere profundă. În prezent situația s-a ameliorat, dar oricum continuă scăderea. De fapt, concluzia acestei prezentări de astăzi este foarte simplă. Sectorul nebancar, format din asociații de economie și împrumuturi, companii de leasing și organizații de creditare nebancară, după o stagnare din 2020, în prezent cunoaște o creștere destul de puternică, însă cu mult mai mică decât creșterea registrată de sectorul bancar, drept consecință, ei pierd teren în fața băncilor. Chiar dacă cresc și cresc destul de puternic în acest an, totuși ei pierd teren în fața băncilor, deoarece băncile cresc cu mult mai rapid. De ce asta se întâmplă? Cel mai clar se vede acest lucru pe clientul de bază sectorului nebancar. Din cei 12 miliarde de lei care sunt dați de către sectorul nebancar economiei naționale, marea majoritate a banilor sunt dați, dacă vă uitați în ultimul grafic, sunt dați persoanelor fizice. De fapt, clientul numărul unu al sectorului nebancar sunt persoanele fizice, unde persoanele fizice dețin peste 80% din tot portofoliul lor de credite. La bănci situația este puțin mai altfel. Băncile în general erau specializate persoane juridice. Însă, datorită că economiei slabe, datorită faptului că economia nu prea solicită credite, agenții economici nu solicită credite, în ultimii 3 ani de zile, începând cu 2018, după ce băncile au ajuns la nivelul minim de creditare după criza din 2014-15, băncile s-au axat în mod special pe persoanele fizice. Dobânda micuță, credite ipotecare, credite de consum, a dus la ceea că, dacă ne uităm atent,
din 2016, portofoliul de credite a crescut de 3 ori, de la 10 miliarde de lei, a crescut până la 30,9 miliarde de lei. Deci o triplare a volumului de credit. Această creștere, în cea mai mare parte, este determinată de creșterea creditului oferit de către bănci. De fapt, 80% din această creștere, 80% din acest, să zicem, fenomen al împrumutării excesive a populației, a fost acoperit de sectorul bancar. În concluzie, vreau să spun următorul lucru. Sectorul nebancar este o instituție extrem de importantă pentru economia noastră. Știu că deseori este criticată pentru dobânzile mari, pentru dobânzile exagerate. Foarte multă lume s-a îndătorat și în prezent nu își poate rezolva problema cu datoriei. Poate vom avea o prezentare specială unde vom vorbi despre acest aspect neplăcut al activității acestor tipuri de companii, însă economia națională are nevoie și de astfel de instrumente. Băncile de multe ori nu vor să lucreze cu clienții mici. Băncile de multe ori nu vor să lucreze cu clienții în dificultate. De multe ori persoanele care vor să iau un credit nu se clasifică în persoane eligibile pentru sectorul bancar. Dar acești oameni tot au nevoie de bani. Și în acest caz, instituțiile nebancare sunt cele care salvează un cetățean care se află într-o strâmbă financiară și vrea să-și rezolve problema lui de creditare și atunci el, neputând lua credite la bănci, neavând posibilitatea să fie creditat de către bănci, al mers la companiile bancare. Companiile bancare mulți ani de zile au profitat de această, să zicem, cerința cetățenilor care el nu s-o putea satisface în alt mod și noi am avut o perioadă, eu aș numi o destul de sălbatică în piața noastră de capital, când dobânzile erau la nivel de sute de procente, când penalitățile erau și continuă a fi destul de mari, lucru care de fapt a îngrijorat multă lume și chiar dacă oamenii poate nu au studii economici, chiar dacă ei ascultă prezentarea noastră, oamenii înțeleg ceva nu se întâmplă bine în acest domeniu. Din acest motiv, companiile nebancare, după 2018, au început să piardă din teren. În anul 2020, în an de criză, s-a văzut foarte clar că companiile nebancare nu sunt preferatele cetățenilor. Cetățenii noștri, în condiții de criză, chiar dacă au continuat să încrediteze, dar s-au creditat practic doar de la bănci, în proporție de peste 90% din toate creditele care au fost în portofoliul de credit, care a crescut anul trecut, îndătorarea cetățenilor anul trecut a crescut practic exclusiv din contul băncilor. În acest an, chiar dacă oamenii au cel mai mare volum de credit din istorie, deci au cel mai multe împrumuturi, vorbesc de persoanele fizice, totuși ei continuă să meargă la bănci, iar sectorul nebancar, dacă nu va deveni mai eficient, dacă nu va deveni mai corect în relațiile cu cetățenii, el riscă să plafoneze la acest nivel de 5-6% de produs intern brut, care până la urmă nu este o cifră atât de proastă. Cert este că la noi volumul de credite oferit în economie va continua să crească. În prezent suntem la 29%, recordul am avut 38%, obiectivul trebuie să fie 60%. Întrebarea este, din aceste 60%, cât va reveni băncilor și cât va reveni sectorul nebancar. Sectorul nebancar are învățat o lecție de acasă, anul 2020, sper că a fost o lecție pentru ei. Agresivitatea bună a băncilor de a cuceri clientul este o altă lecție pentru ei și dacă ei vor învăța această lecție, vor putea să-și mențină cota de piață undeva de 15%, dacă nu, se vor duce încet, încet la 10% sau și mai puțin. Aceasta am vrut să vă spun astăzi, până data viitoare, când vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova. Vreau doar să vă remintesc această ediție Analizele Economice. Este un proiect comun a IDIS Viitor împreună cu Privesc.eu. Ne puteți urmări fi pe pagina oficială Privesc.eu sau pe pagina oficială IDIS Viitor, ori pe pagina mea ioniță.md, unde la rubrica Analize Economice găsiți toate celelalte 28 de ediții precedente Analizele Economice.